Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Reușit să spargă o parte a unei închisori. Deci el a pătruns prin infracție în închisoare. Și probabil că toți ceilalți erau, dar de ce te străduiești că era suficiență? Nu, adică nu trebuia să strici. Se facea naturalmente. Partea, deci a spart nu închisoarea propriu-zisă, ci partea aceea în care deținuții belgieni stau când mai au nițel și li se dă drumul în lume iar, ca să se obișnuiască. Partea aia mai simplă, mai liberă. Da, deci că există o cameră de tranziție, casă de tranziție, cum ar veni. Deci e pușcăria, pușcărie. Și după aia, înainte să le dea drumul în societate din nou, se duc să-i antreneze la casa de tranziție. Ce tare! Adică ce? Au mașină de spălat vase? Nu știu, rufe, să interacționeze cu lumea, de călcat. Să se poarte frumos, să învețe cum s-au mai schimbat lacătele, broaștele, care sunt noile metode de sigurare, securitate, se pregătească pentru noul lor, pentru noua lor viață. Fac un update, practic. Exact. Deci românul care a spart această parte a închisorii s-a întors de acolo, a furat 3 pachete de țigări și niște mărunțiși ce a găsit pe acolo. Libertatea spune că erau foarte puțini bani. Când a fost arestat era matol. Deci nu erau chiar puțini bani. Așa zice ziarul, că era mărunții și eu știu acum și pentru libertatea ce-o fi însemnând mărunții. Puțin bani, da, bravo. Da, era atât de beat că a zis că nu-și mai amintește nimic. De ce râzi, mă? De asta, că e hez. Da, nu-și mai amintește nimic despre fapte, nici nu știu cum am ajuns acolo, le-a zis el polițiștilor. Și dacă era hâtru polițistul, i-ar fi spus, ia notează să vezi cum te întorci. Dar procurorul s-a amuzat și el, a cerut 8 luni de închisoare cu amânare, până la urmă i-au dat cu probațiune, cu asta l-au lăsat liber. Hai mă, n-ai cum să-i dai. Hai mă. Acum, deci n-ai simțul umorului. Da, măcar am învățat și data viitoare sparge ce trebuie. Da. Nu închisoare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.